Acești 30 de ani pe care i-a parcurs Biblioteca Onisfor Ghibu sunt atât de prestigioși încât scriem o pagină aparte în istoria Bibliotecii Municipale Bogdan Petrece cu Haștăr. Iar cine oare, dacă nu doamna Lidia Curicovski, doctor conferențiar, a fost cea care a turnat apă vie la rădăcina acestei biblioteci? Bună ziua și bine ați venit! Bună ziua! În bibliotecă care mereu vă așteaptă și este cea care deschisă spre confesiunile pe care le faceți în fața cititorilor. O bibliotecă atunci când vede lumina zilei, cum e în inima dumneavoastră? În primul rând, în contextul deschiderii dumneavoastră, a zice că Biblioteca Ghibu a fost și rămâne pagina distinctă din istoria bibliotecii municipale. Și era biblioteca în care eram mereu, câteodată și de două, de trei ori pe zi, dacă trebuia. Cum rămânem? Eu mă bucur și exact ca în poezia lui Iuri Colesnic. Deci, în urma noastră pășesc faptele noastre. Ca umbră, când chiar nici noi mai fi, oricum va fi umbra mea pe undeva pe aici, pentru că va dăinui, cred. Pentru că s-a scris în analele bibliotecii, s-a înscris și s-a documentat. Dar nu asta este important. Important este că ne-a venit această idee. Atunci, în ani tulburi, în Republica Moldova, fără busol, încotro, Europa, noi strigam Europa, conducătorii ziceau, lăsați să treacă alții, noi avem, ne-a venit rândul. Iată, rândul nu ne-a mai venit, pentru că în istorie trebuie să iei deciziile corespunzătoare. Noi, ca bibliotecă municipală și ca manager și ca bibliotecar, am făcut decizia corectă, găsind la București oameni care umblau cu o idee în brățaf și se gândeau cum să fac treaba asta. Dar totdeauna nu știu cum mă nimeream eu atunci când a venit Alexe Mari cu propunerii, eu m-am nimerit la primărie și ne-am ciocnit. Când am plecat la București, iarăși m-am întâlnit cu reputatul bibliolog cunoscut la nivel internațional, George Buluță, și Florin Rotar, care era atunci inspector în departament sau nu știu cum se numea la ei, cultura municipiului București. Ambii s-au gândit că ar trebui să deschidă, să contribuie cumva la acel proces care abia incipient de renaștere culturală, națională, să fondeze o bibliotecă și aveau și numele Onisfor Ghibu. La bun început, Florin Rotaru ziceam că n-aveau. N-aveau. Ei predau pentru un nume basarabian. Da. Mai completez acum, probabil că cei care ne privesc, că dumneavoastră de modestie nu vreți să spuneți. Florin Rotaru a zis că a fost un mare noroc că v-a întâlnit pe dumneavoastră și ați acceptat prompt, fiindcă mergeau unde? Mergeau la guvern să mediatizeze. Da, la domnul ministru al culturii, exact. Ion Ungureanu. Eu, fată de bibliotecă și citită, știam contribuția lui Onisfor Ghibu la renașterea națională din perioada interbelică, imediat din 40. Și aici avea o activitate foarte prodigioasă. A trecut și Nistru și în Transnistria, a făcut educație de renaștere culturală și de cunoaștere a istoriei adevărate. Bineînțeles că am acceptat. Pentru că era într-un fel un reper și o personalitate ardeleană care a venit aici să ajute noua Republică Moldova, adică eram în componența României atunci, în 40. Bineînțeles că ei s-au gândit că aidoma lui Onisfor Ghibu pot contribui venind și știind că este o penurie de carte, au venit cu tiruri cu carte
selectată, clasificată, cu fișe de catalog, absolut tot, cu rafturi, pentru că s-au gândit că îi trebuie să constituie o bibliotecă de la zero. Atunci era, da? Da, dar după norme, anume norme românești, și române, normele românești erau la nivel de norme internaționale. Noi, fiind în Uniunea Sovietică, bineînțeles că s-a schimbat și clasificarea și etc. Am revenit la clasificare decimală, era greu să ne orientăm, ori ei au venit cu fondul gata. Selecția le-am dat-o pe mâna lor. Și cele mai bune bibliotecare de la Biblioteca Metropolitană București, atunci Biblioteca Municipală Mihail Sadoveanu, au venit și au lucrat aici o lună cu bibliotecarele noastre, până au aranjat tot pe raft, până au văzut calitatea catalogului, etc. Bineînțeles că aceasta a fost prima idee de bibliotecă românească, începută în 90, imediat după primul pod de flori. Dar așa s-a întâmplat că s-a deschis puțin mai înainte, cu câteva luni înainte, dar în 90, în 91, Biblioteca Transilvania, pentru că, din start spun, fondatorii, cofondatorii noștri din România insistau să fie foarte central situată, localizată, pentru că vine totuși din capitală, în altă capitală. Am fost de acord cu ei, însă a trebuit mai lung să treacă, pentru că această accepțiune trebuia căutată în guvern, Ministerul Culturii, primărie. Primăria, da, niciodată nu s-a implicat. A venit doar domnul primar la deschidere. Atunci era Costin. S-a deschis, poate că această tărăgâneală de câteva luni A fost benefică. 4 luni diferența de Transilvania, dar era de acum alt an. A făcut așa ca să se deschidă, să se inaugureze exact la 15 ianuarie, de ziua lui Eminescu. De aceea avem acel arbore Eminescu adus de la Teatrul Național. Atunci încă, nu am uitat, actorul care l-a jucat pe Eminescu, foarte cunoscut. Zucu. Nu, Zucu, mai târziu. Cupcea. Au făcut ca recuzită pentru teatru și până în prezent este la noi. Și chiar slavă Domnului. Și a fost frumos pentru că sub Zodiei Eminescu, de fapt, Ioan Hădârcă imediat a constituit cenaclul Eminescu, care a dăinuit foarte mult, până a fost 15 ani. O așa, de lungime, știi, Guinness pentru Republica Moldova, într-un fel. A cenaclului, da. Dar era un moderator și venea aici lume selectă și nu țineau cont de timp, că erau 3-4 ore, că era ora 12, că era ora 1 de noapte. Nu. Era o perioadă benefică pentru, adică, de orientare națională, dar prin metode foarte bine. Vlad Pohil a deschis aici clubul de limba română, cum se scrie corect. Venea lume și mietate, și tineri, și începători în ale scrisului, pentru că era un cenaclu care atunci era necesar. N-am uitat noi nici de seniori, atunci eu eram tânăr. Mai sunteți și acum, stai să nu știu de lucru. Și am făcut, a fost constituit clubul Vârsta de Aur pentru seniori. Președinte era Argentina Cupcea Josu.
Doamne, câte personalități, femei care erau la pensie, care și-au adus contribuții la dezvoltarea literară, culturală, științifică, republice în Moldova, și găseau aici socializare, alienare, dar și erau exemplu. Pentru un model deosebit, da. Un model deosebit. Argentina cu Ceajosu a devenit astfel cea mai mare prietenă a bibliotecii noastre și era prezent în toate filialele. Mm-hmm. Era o femeie deosebită care știa să pună în valoare munca pe care o făceam noi. Era o cititoare, un partener foarte bun, dar și o intelectuală foarte spirituală și să scrii tu articole despre niște manifestări culturale care au loc aici sau la Transilvania sau la Ovidius, nu avea importanță. Îi plăcea, scria și ne promova. Apropo, deci chiar în spațiul acesta erau ședințele, da. Aveau loc, iată, da. În acest frumos... Când veneau... Exact, în acest separeu, să zicem. Dar se întâmpla că erau și noi mulți și mergeam în sala mare pentru că nu încăpeau. Sala Lucifer, da? Lucifera. Ei, hai, Lucifera. Aici fiecare obiect trebuie intitulat. Sigur. Atâta istorie a încăput în acești 30 de ani. Prim-ministri din România și din alte țări. Ministri, parlamentari, oameni notori din toate domeniile. Și dacă v-ați putea imagina cum arăta biblioteca arhiplină aici, acolo, în cealaltă sală și afară, când a venit Ioan Alexandru să predice, adică nu era predică religioasă. Prin poezie și prin poezie. Exact. Dar el are o poezie și poate pro-creștină, dar are o poezie națională de care te pătrunzi și în orice acțiune poți găsi un citat care să te îndrume în motor. Și iarăși norocul bibliotecii. Consider că a fost o bibliotecă norocoasă, ca plasament, ca oameni care s-au perindat aici, a avut noroc de directori. Cel mai longeviv a fost Elena Vulpe, bineînțeles, care a pus o bază aici excepțională. Așa bibliotecari nu mai avem. Nu mă refer la mine, la altul, bibliotecar a unei biblioteci care pe care se sacrifice, știa să se sacrifice, dar era o profesionist desăvârșită, e dacă făcea o expoziție, te gândeai că e Biblioteca Națională a României, atâtea resurse găsea la orice temă, orice personalitate. Eu chiar o întrebam, cum cauți tu că atâta găsești? Nu era în catalogul electronic să găsești. Și era femeia care venea să deschidă biblioteca și la 12 noapte o închidea. Chiar mulțumesc ei pentru că a ținut pe linia de plutire, puțin spus linia de plutire, a ținut în frunte biblioteca. Așa că atunci când ai sosit aici ca director, aveai pe ce te sprijini. Până în prezent, știți? Până în prezent, dar vreau să zic că venirea aici a lui Vitalie Răileanu a schimbat fața bibliotecii. Biblioteca era pusă pe roate și pe viteză de navă care știa, deci care știa, exact, și viteza respectivă. Nu scăpa nimic biblioteca asta din ce e de valoare, din ce e important să aducă în prim plan. Deci Vitalie Răileanu, nu, el nu e aici de față. Eu văd acum, sunt în plan secund. A schimbat biblioteca adăugându-i această fațetă de bibliotecă cercetătoare. Biblioteca în care se produc cercetări și rezultatele se publică. Iată așa a înființat
Nu m-am amestecat niciodată și asta este poate partea calitativă a personalității mele. Că nu m-am pus de-a curmezișul niciodată atunci când veneai cu un titlu sau și dacă l-ai numit laboratorul de exegeză și bibliografie, eu l-am acceptat. Și dacă a vrut Biblioteca Ghibu să-și facă un laborator propriu, ca exemplu, ori din că l-am acceptat din prima și susținut, ori pentru că eram și eu cercetătoare. Publicam și îmi plăcea anume să mă ocup de cercetare. Biblioteca, nu ne referim la perioada pandemiei. Toți au de suferit, atât cititorii, cât și noi bibliotecari, cât și spațiile acestea atât de accesibile și frumoase, pentru că mi-am adus aminte de că stau goale. Mi-am adus aminte de lansarea cărților de poezie a lui profesorului Ion Stoica, care venise la noi, la colocviile de vară și dar vroiam și de colocvii să spun, nu cumva să uit. Domnul profesor Stoica, după ce a văzut Transilvania, Târgu Mureș, că am lansat în cadrul a 5 zile de colocvii diferite lucrări, nu a lui, a altora pe care el le-a recenzat sau a fost coordonator la lucrările științifice când susținea doctoratul, a ajuns la lansarea cărților sale aici. Intră și așa, mă trage de o parte. Doamna Curicovski, și cum de n-am văzut-o până acum aici? Pentru că fusese și în 2003 când mi-a fost recenzent la teza de doctor. Și tot nu l-am adus la biblioteca Ghibu. Acolo, atunci, după susținere, el a venit urgent și repede să se întoarcă, profesor universitar, directorul Bibliotecii Centrale Universitare din București și foarte activ pe plan biblioteconomic internațional, în multe comisii internaționale, omul ocupat, venise și după susținere la Cricova, nu în altă parte. Într-o altă bibliotecă, într-o da? Altă bibliotecă, într-o bibliodinotecă. Deci, de fapt am vrut să spun că biblioteca a avut din start această tentă de cercetare și activități științifice. Cele mai frumoase au fost din primele zile aici, la Biblioteca Ghibu. Iar în 2012 noi am instituit colocviile de vară a bibliotecii municipale. Însă din 93, primul colocviu profesional organizat de Biblioteca Sadoveanu din București, în frunte cu domnul George Buluță, a adus cei mai buni specialiști din domeniul informației, biblioteconomiei și a avut loc aici primul colocviu. Bineînțeles, s-a repetat și a doilea an, apoi domnul Bruț a plecat de la bibliotecă, a venit domnul Florin Rotaru, care a pus umărul la această bibliotecă cum nu am văzut. Și cum nu au pus alți cofondatori. Cu regret. Deci a strâns o mână de istorici care repuneau în circuitul valorilor mari scriitori români care au scris Nicolae Iorga, Brătianu, Onisipul Ghibu, etc. Dar și autori de la noi care au votat Unirea, și ajunsese la o cifră foarte mare de publicații într-o colecție superbă și a încheiat cu noi un contract ca noi, Biblioteca Municipală, să selecteze titlurile autorilor care vor să fie editați acolo.
Bineînțeles, aici Negre și alți istorici, cu susținerea noastră, dar faptul că punea miza atât pe noi ca bibliotecari, ei de acolo și noi de aici, ca să reinsertăm toate acele lucrări care au slujit renașterii naționale în România, consolidare, poate fortificare, iar pentru că meritau cei ce spunea Brătianu sau alții despre Basarabia, lucrări inedite. Și iată că în acești ani, până la laborator, se întâmplau minuni în biblioteca asta. A continuat și după fondarea acestui laborator, pentru că au ieșit lucrări 18? 24. Exegeze. Mai avem antologiile de poezie. Da. 24 de volume în laborator din 2012. Da, exact. Nu e atât de mult. Deci, ca parcurs, a fost recunoscută valoarea acestui laborator, care, în primul rând, ne-a adus valoare nouă ca bibliotecă, pentru că, în primul rând, am mai spus undeva că Biblioteca Municipală, într-un fel, a vrut să demonstreze sau să demonteze acel clișeu că o bibliotecă publică nu poate fi o bibliotecă de cercetare. Asta pe mine m-a înrăit și m-a îngăpățenat ca să demonstrez. Iar Biblioteca Ghibo a venit exact cu formula gata și care a funcționat. Ne-a adus prestigiu, ne-a adus premii, pentru că orice premiu a Bibliotecii Ghibo este și premiul Bibliotecii Municipale, Bibliotecii Mamă, să zicem așa. Și activitățile științifice care se produc aici, nu numai publicațiile, dar dă așa o alură a unei biblioteci serioase, cum a zis profesorul Stoica, a unei biblioteci care el ar pune-o pe coperta oricărei cărți de-a lui. Deci este și această o recunoaștere a unui specialist recunoscut mondial, până la urmă, în biblioteconomie. Deci, relațiile noastre cu București au fost mai mult decât profesionale. Am fost prieteni. Ori de câte ori mergeam la București, mă ducea George Boluță exact în locurile unde trebuia să fiu. Astfel mi-a făcut cunoștință cu Dan Simonescu, cel mai mare bibliolog român și care a fost coordonatorul doctoratului lui, dar i-a fost profesor de biblioteconomie și atunci m-a dus în casa acestui mare bibliolog, el se numea bibliolog, deși biblioteconomie și bibliologie preda, și să mă mir de umbra, cum să zic, imaginea lui de, cum să zic, de un om enciclopedic și să intru într-o casă pe pământ, într-o ogradă din București, căsuță mică, plină cu cărți, absolut, el și cu soția. Mie îmi păreau că-s două jucării atât de fine și inteligente. Ca în piesa Bibelouri, da? Da, exact. Așa mi-a părut, pentru că era înaintată în vârstă, și el și soția. Dar cu atâta dragoste a vorbit despre biblioteci, despre activitatea noastră bibliografică, care de acum era cunoscută, pentru că, și aici vreau să zic, a trecut dincolo de profesional, dar George Boluță a zis așa, în România, ca și Gabriel Ștrempel, fostul director Academiei Române, în România nu se mai fac bibliografii. Se fac revistele sau cineva rămas din viața anterioară.
Dar el ne încuraja întotdeauna, George Buluță, și scria recenzii la fiecare volum apărut. Și dacă nu apărea o perioadă, așa, trei luni, nu-i trimiteam vreo carte, îmi întreba, n-ați mai editat nimic? Ne puneam valoare, ne puneam valoare și iarăși ne băga în circuitul acela cultural, biblioteconomic, bucureștean, și asta înseamnă românesc, și am devenit cunoscuți. Am devenit, într-un fel, un fel de experți în cercetare biblioteconomic și bibliografică. Pe urmă, domnul George Buluță, pe modelul nostru, a început și pe bandă rulantă făceau împreună cu directorul de la biblioteca din Târgoviște, Victor Petrescu, care are și el a avut are o filială în anul de sărman, să editeze la tipografia, la o editură din Târgoviște, cărți care de-acum nu le căutam pentru că erau titani. Ăsta, cuvântul ăsta îl căutam pentru Dan Simonescu și nu-l găseam. Erau titanii în domeniul din România și îi urmăream, bineînțeles. Dar nu uita să ne le trimită, nu cumva să rămânem în urmă cu noutățile din domeniu. Prin intermediul lui Iulian Filip, mereu știu că vin cărțile la Târgoviște la noi. Da. Stimată doamnă Lidia Curecovski, 30 de ani nu este o vârstă chiar atât de înaintată. 50 de ani, deci este ca și cum o parte din viața pe care o trăim. Haideți să ne imaginăm că mâine, iată, se împlinesc 50 de ani ai Bibliotecii Unui Sfârșit. Apropo, puteți să vă fac deja această invitație. Spuneți-le, vă rog, de pe poziția acestor 30 de ani, cititorilor noștri, ce trebuie să mențină și să rețină el? Să mențină. Mi-e greu să ne închipui că eu nu o să arunc la 50. În niciun caz vă așteptăm, vedeți, invitația rămâne valabilă. Da, voi mă așteptați. Eu nu știu dacă ajung la stația Terminus, e mai aproape, pentru că am trăit destul, am trăit intens și poate mult mai mult, poate am trăit mai mult decât trei vețe. Fac alții în trei vieți. Păi o bibliotecă, ați născut-o deja, înseamnă extraordinar. Cât de biblioteci aveți? Da. Așa că eu m-am stăruit să cheltui anii care mi-au dat. Așa că nu știu cât, cu siguranță atât, dar nu mai trăiesc. Dar aș vrea să menționez pentru cititori. Nu există om inteligent fără o bibliotecă în spate. Deci, vreți să deveniți, vreți să treceți peste tot ce se întâmplă în țara noastră, toată lumea vrea. Am devenit o republicuță mediocră, anume din faptul că tot mai puțin se citește, interesul conducătorilor zero pentru instituțiile culturale. Se bat, se omoară pentru bănci și altceva, lucruri efemere. Vă invit și la 50 de ani a bibliotecii Onisifor Ghibu, să știți că a fost acel pilon de renaștere culturală, acel pilon care a format generații, dar și oameni simpli. Întâmplător la o instruire am făcut un test. Unde v-ați duce dacă ați avea o zi liberă? La mall, la circ, la un film sau la Biblioteca Ghibu la un simpozion. Din grup, trei mi-au spus că ar alege biblioteca, dar erau din spațiu rural și din raioane. Ar veni la un simpozion la Biblioteca Ghibu. De ce? Pentru că acolo mi-am luat primul permis de bibliotecă. Pentru că în îndepărtatul an cu tare am fost prima dată și cât am făcut facultate, acolo am fost. Mi-a fost de mare ajutor. Orice bibliotecă e de mare ajutor. Electronică sau tipărită, am pus, sau reală. Dar cel mai bine câștigi această stare, ți-o formezi,
adică simți, o experimentezi acea stare de serendipitate doar într-o bibliotecă tradițională, într-o bibliotecă, hai să zicem, hibrid, că este și tradițional, da. Și... Pentru că doar aici mergi la raft și cauți cartea. Nu ți arată bibliotecarul. Dar omul născut din fir curios mai dă încă o carte, mai dă. Și câteodată se duce cu alte cărți decât cele recomandate. Mult mai bune. Ca să revină și să... Ca să revină. Sau găsește altceva care l-a atras. Aici trebuie să fiți. Pentru că aici se întâmplă minunile. Vă mulțumesc din suflet, doamna Lidia Culicovski. Dragi prieteni, ați observat unde ne-a invitat omul de cultură, Lidia Culicovski? În halta bibliotecii. Deci, itinerarul pe care l-ați creat și l-ați spus anterior, că deci ați ajuns în stație, n-ați ajuns. Deci, veți fi mereu cea care o să ne așteptați în halta bibliotecii. Vă mulțumesc din suflet. Sper să nu fie o stație... Termin. Nu, stație goală. A, nu, nu. Noi vom fi cei care mereu vom anima această stație. Exact, exact. În puterile noastre este să animăm. Și totdeauna Biblioteca Dibu a avut puterea să anime comunitatea chișinăuiană. Vă mulțumim din suflet. Vă îmbrățișăm.